Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. Becali i-a făcut o ofertă de 300.000 de euro pe an lui Vlad Chiricheș. Fundașul vrea însă 500.000. Îl aștept cât vrea, e mesajul patronului de la FCSB. FCSB Dinamo se va juca pe stadionul Steaua. Așa susține Becali, care i-a lăudat și pe rivalii de la Peluza Sud. Sunt băieți educați, cu școli, spune Becali. Tot de pe site-ul as.ro aflați că Vasile Mogoș a semnat cu CFR Cluj. E pentru prima oară când fundașul de 30 de ani joacă pentru o echipă din România. Neymar a primit o amendă de 3,3 milioane de dolari. Starul a construit un lac artificial fără autorizație în țara natală, Brazilia. Și moșul Doroftei a vorbit din nou despre momentul plecării din România. Fostul mare campion a ajuns în Canada după ce s-a simțit nedreptățit în țara lui. A fost dureros. Am picat într-o mocirlă, susține Doroftei. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, azi de la ora 20 la Antena 1. Să aveți o zi cu zâmbet!